În numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Preaiubiții noștri, frați și scumpe surori, slăviți să fie Domnul! Îndatorați prin să mulțumim lui Dumnezeu care ne-a binecuvântat și ziua aceasta, să putem să fim împreună în locul acesta și să putem, într-adevăr, mă gândeam la cântarea care a cântat-o, ce mare bogăție este pentru un om care a primit credința, darul lui Dumnezeu și decât Dumnezeu îi cere deci doar lacrimi și un gând și acel tainic simțământ. Aceasta cântărește în fața lui Dumnezeu rezultatul credinței noastre. Dacă reușește cineva, omul păcătos, nu suntem noi, putem. Și putem acolo în genunchian, ca măruța noastră, și să putem să mulțumim lui Dumnezeu că s-a lăsat descoperit și nou. Eu citeam azi aici cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Romani, capitolul 1 și 2. Și văd cât de îndurerat era Sfântul Apostol Pavel care le vorbea iudeilor, care se pretindeau ei că ei sunt poporul lui Dumnezeu. Și arată acolo o seamă de păcate care parcă aduce dezgust. Deci ești, zice, întâi iudeul, pentru că el ar fi trebuit cel din tâi să fie în ascultare de Dumnezeu. Pentru că, zice, cu mână tare și braț înalt, Dumnezeu a lucrat așa de minunat cu acest popor. Și iată, peste 2000 de ani, acest popor, deci astăzi, n-a reușit să recunoască că însuși Domnul s-a venit și a venit chiar la ei. Vorbea acolo, în capitolul 1, deschide și neprihănirea se capătă prin credință, pe care ei erau străini, nu credeau lucrul acesta. Zice, pentru că și mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Iată, Sfântul Apostol Pavel nu preceda să le arate lor celor din tâi. Lui nu era Sfântul Apostol Pavel de rușine, de Evanghelia pe care i-a fost descoperit așa în chipul cel mai minunat. Și vrea să lămurească, vrea să-i facă pe ei să creadă. Vine mai departe și vorbește acolo de stare de păcat a omenirii. De atunci ce putem vorbi astăzi, stare de păcat pe care oasea Domnului a fost trimisă să lupte împotriva acestei stricăciuni, acestui păcat care răvășește lumea. Și zice Părintele Iosif, ce este oasea Domnului? Ce este oasea Domnului? Este un voluntariat de voluntar, adică Dumnezeu nu forțează. Nu, dacă vrea cineva. Ca să putem să ne rolăm de voluntari împotriva acestei stricăciuni. Și de ce oasea Domnului vine cu acest mesaj ca omul să-L primească pe Hristos, să poată merge, să-L poată purta lucrurile acestea. Și din pricină că ideea oamenii acestea, poporul acesta, nu i-a avut să asculte, deci se dă pus o padră, deci în versetul 25 de la capitolul 1, deci de aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurății să urmeze poftele inimilor lor, ca așa că își necesitea singur trupului. Iată, ce, mă gândeam, ce poate face un om, o creatură a lui Dumnezeu? Citiți aici, veți vedea, cât de îndurerat Sfântul Apostol Pavel îi vorbea, ce stricăciune intrase în acest popor și a stricat și astăzi i-a crescut. Pentru că din pricina necredinței oamenii, omenirea, merg așa și din rău în mai rău. Fiindcă n-a căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor.
adică înăuntru nostru. Să putem păstra de Dumnezeu, atunci nu mai are loc păcatul. Stricăciunea, Dumnezeu nu mai dă voie, Duhul Sfânt. După aia Sfântul Apostol Pavel le vorbește nepocăința iudeilor, ei care n-au vrut și nu doresc niciodată, adică ascultarea întoarce la Dumnezeu. Așadar, omule, oricine ai fi tu, că ești iudeu, ei se pretindea că ei sunt poporul ales al Dumnezeu, era drept. Că Dumnezeu a ales poporul acesta, așa a găsit cale. Pentru că se strecura alte păcate, deși ei care îl părăsise pe Dumnezeu, începea să facă partea așa-lată, judecata. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, că și prin faptul că judești pe altul, te o să dești pe tine. Și acum e valabil pentru noi. Și noi poate facem păcate. Judecăm pe alții. Și atunci, Domnul poate să spună și mie, deci tu ai și tu partea la divinovăție. Tu vei să ajungi pe fratele tău. Și din potrivă, tu ar fi trebuit să faci altceva. Și aceasta, mesajul acesta de Dumnezeu prima dată Domnului, ne-a învățat. Dacă am învățat, dacă am vrut să învățăm. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu, potrivă celor ce săvârșesc astfel de lucruri, este potrivit cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Iată, îi vedeam și ei că erau și ei părtași aceste păcate. Și judecau pe celălalt, al fratele lui. Și zice, sau disprețuiești tu, putem disprețui bunătatea lui Dumnezeu, sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății îngăduinței și îndelungile răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci toate acestea, noi trebuie să căpătăm ochii și să vedem că bunătatea lui Dumnezeu mă așteaptă și pe mine, ne așteaptă și pe noi. Adică ce să facem? Doar o lacrimă și un cânt și acel tainic sfințământ. Aceasta vrea de la Dumnezeu. Adică să recunoaștem noi, Doamne, am păcătuit ca creștinele ta. Vreau să-mi îndrept viața. Dar, deci, dar cu împietrire inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării de drepte judecăți a lui Dumnezeu. Nimeni nu se va putea dezvinovăți în fața lui Dumnezeu că n-a știut sau n-a făcut, pentru că iată toate științele acestea vor fi o mărturie, pentru că și poporul Dumnezeu va avea partea lui de vinovăție și noi, care vorbim noi românii, partea noastră de vinovăție, că n-am înțeles chemarea pe care ne-a chemat pe noi să venim la El. Asta face pasă Domnului. Ne cheamă să ne întoarcem cu față către El și cu spatele către păcat. Deci care va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Nu rămâne nimic ascuns. În fața judecății lui Dumnezeu, și chiar gândurile, că zice Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu va judeca lumea, va judeca gândurile ascunse ale oamenilor. Știe Dumnezeu toate gândurile mele? Da. Dumnezeu toate gândurile noastre, pentru că nimeni nu știe, nici soția ta, nici nimeni decât tu și Dumnezeu știe ce gândești. Știi ce e, zice, care va răsplăti fiecare după faptele lui. Și anume, zice, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Iată ce căutăm? Slava lui Dumnezeu, dăm cinstea cuvenită lui Dumnezeu și primim nemurirea. Adică împreună cu Hristos vom trăi dincolo în Împărăția lui Dumnezeu. Zice, și va da, zice, mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă
se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dragii noștri, frate, ci clar vorbește în nouă Dumnezeu. Nu trebuie multă teologie aici. Din motivul celor care nu ascultă, vă da, ca să mânia lui Dumnezeu să le dea viața noastră. Neca și strâmtorare vor veni peste orice suflet omenesc care face rău, întâi peste iudeu, apoi peste grec și gândeam rău. De ce, mă, iudeul totdeauna e pus în frunte? Pentru că el e cel din tăi care ar fi trebuit să fost o lumină popoarelor. Națiunii, omenirii întregi, să facă dovadă că ei, într-adevăr, pe ei Dumnezeu li s-a descoperit un chip așa de minunat. Când citim istoria ce fel a lucrat Dumnezeu cu acest popor din prorocul Moise. Și totuși, dată cât de tare, cât de tare ce bici au rămas, până astăzi. Și Dumnezeu să ne vorbie minților. Da, Dumnezeu nu trece peste voința noastră. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Că este grec, că este român sau care nu. Înaintea lui Dumnezeu se are în vedere virtutea, fapta noastră, de ascultarea noastră. Toți cei ce au păcătuit fără de lege vor peri fără de lege. Și toți cei au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt nepriferiți înainte de Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți nepriferiți. Când neamurile, vorba despre noi acum, măcar că nu au o lege, fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri legi. Iată, însuși din omenesc, așa gândim, dar așa omul, dacă e creațiunea lui Dumnezeu, își dă seama, bă, eu nu pot să fac lucrul acesta. Sau eu nu pot să fac lucrul acesta rău. Pentru că însuși firea noastră ne învață. Când este vorba de Harul lui Dumnezeu, când vedem noi care avem atâta învățătură, și mai noi vreau și de la noi care de la oastră, Domnului, câtă învățătură am primit, dacă am primit, adevăr, cât de mult am fost noi învățați, nu trebuie să umblăm. De ce nu mai gândim și idei, de ce ei nu se vor putea dezvinovăți? Cum nici ei, nici noi. Și mă uitam azi, frate, fratelor, ce minunat arată fratele Traian, chiar și chiar credința nu-i de ajuns pentru noi. Deci așa de un cuvânt minunat. Dar și suflete drag, care ascult sau citește aceste lucruri, aceste înștiințări a lui Cuvântul lui Dumnezeu Ceresc. Vino să gândim mai adânc și mai serios ca oricând asupra lui. Cu atât mai mult, cu cât însuși Mântuitorul ne spune că vor fi mulți cei alungați de la el, de la ușa mântuirii. În focul sândei. Dar mă gândeam, cum, Doamne, chiar așa? Da. Va, dacă n-ai vrut, n-am vrut să ascultăm, n-am vrut să ne îndreptăm viața, deci dintre, nu dintre cei care n-au cunoscut Dumnezeu, ci deci, dintre cei care, zice acolo, vreau ascult drag și am făcut ai minuni, nu vreau, Doamne, dar nu vă cunosc. Deci de ce oare asta? Numai din pricină că singura credință, oricât de puternică ar fi ea, nu-i de ajuns, nu-i de ajuns, nu-i de ajuns. Doamne, cum credință-i, da, nu-i de ajuns. Care primește cel care chiar îl cere la Dumnezeu în momentul hotărârii când a spus Hristos. Iată ce zice mai departe. Dacă nu vom uni cu credința noastră, fapta, dovada că noi suntem ostașii lui Hristos, arătăm oriunde am fi. Da, ăsta este de la voastră Domnul. Îmbrăcați credincios, vorbește, ordonați, el face lucruri frumoase, diriți, și ordonați este. Da? Asta e fapta, vreau. Că dacă nu există faptă, înseamnă că nu e nici credință. Deci, dacă nu vom uni credința noastră faptă, cu fapta cunoștința, spre a ști, face și mai mult.
10 ani și mai mult la cei care au credință. Joacă cunoștința, înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia. Mă uitam aici azi ce înseamnă a fi un frate evlavios. Ce sfințenie, bunăvoie, bunăcuviință, bunătate. Iată, dragii mei, putem învăța noi, iată câte arată numai aceste trei puncte. Sfințenia, bunăcuviință, bună și o ordonanță noastră. Asta face credința viața noastră. Dacă este credința lui Dumnezeu. Ea nu rămâne fără dragoste. Cu evlavia, zice, dragoste de frați, adică unitatea cu ei, ascultarea de ei, părtășie de plină cu ei și cu dragoste de frați, după aceea, zice, iubirea de oameni. Deci când veți avea în voi aceste lucruri, ce prea, deci, Sfântul Apostol Petru, în voi nu veți fi nici medici, nici nerăditori. În ce privește bună cunoștință de lucru. Iată, nu va veni. Dar cine nu are aceste lucruri în el, este ori un lucru închis și a uitat că a fost curățit de vechele păcate. Iată ce face credința. Dragilor, de tine, ce face credința în viața noastră? Ne schimbă în primul rând mentalitatea noastră. Vedem lucrurile altfel. Cu ce ne deosebim noi cei de la noi? Pot eu face această caracterizare? Cu ce mă pot deosebi eu? Pe cel care eu să mă nu cunoaște. Și acolo zice, părintele, să știam în Tulpirea Evangheliei de Spa, azi, astăzi, pot să mărturisi Evanghelia lui Iisus fără niciun cuvânt. Pilda vieții tale va vorbi pe unde mergi. Ai văzut când trece, îmi zice umbra. Se vede umbra, umbra noastră. Așa este viața noastră. Dacă într-adevăr, dacă n-am ajuns, sigur că noi avem acest drept să o cerem de la Dumnezeu și Dumnezeu ne va da cu mână mare, puternică. Atunci, apoi, și spune că Doamne, Fădere, zice, acel tainic simțământ. Credincioșii au un simțământ ceresc, că luase Domnul pentru noi, pentru mine, e și salvarea noastră, salvarea țării noastre, și a poporului și a bisericii noastre. Întrebarea e așa, am reușit noi, am reușit eu să înțeleg lucrul acesta? Ce zice acolo Părintele Iosif? Dumnezeu a trimis o lucrare de mântuire bisericii. Dacă vor continua să nu o primească, nu li se vă dau. Dar zice, și dacă frații se vor sucoti nevrednici și lor li se va lua. Și dacă ne uităm, dragii noștri, frașelor, să ne dea Dumnezeu, Duhul Sfânt, ochii ce să vedem, la unul deja ne s-a luat. Prin doastră, Domnule, ca altfel de modalitate, nu? Și Dumnezeu, Duhul Sfânt, care ne învață mereu și încheie cu Dumnezeu să zice, nu cei ce aud și cei ce împlinesc. Zice, credința se capătă în urma auzirii, dar iată că numai credința auzirii nu-i de ajuns. Trebuie să ajungem la credința împlinirii cu fapta, pentru a dobândi harul de a fi socotiți neprihăniți. Iată, ierarhie, condiție. Ca să putem, într-adevăr, să ajungem la starea de neprihănire, trebuie să vadă fapta noastră, dragii noștri. Adică, de a ne vrednici de slava primirii în împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Pierdem, dragii noștri, pierdem împărăția lui Dumnezeu, o pierdem dacă nu ne încadrăm, nu ne ordonăm așa în viața noastră, să punem așa, să ajungem la cerințele pe care cere Dumnezeu la noi. Un credincios adevărat își va vedea împlinit adevărul aturlos și scopul al vieții sale numai când cugetul său luminat de Duhul Sfânt îl va încredința că a făcut fără plată tot binele pe care l-a cunoscut și l-a putut din dragoste pentru Domnul său și pentru semenii săi. Iată calea și condițiile mele. În privința aceasta,
Cred că este cel mai însemnat lucru din partea fiecare dintre noi să ne deprindem cât mai des a ne cerceta pe noi înșine. În fața Sfintelor Cerințe ale Cuvântului Ceresc, cât am împlinit noi cu fapta și cu adevărul din cele ce ni se poruncește Domnul Evanghelia sa. Și așa spune acolo Sfântul Apostol, sunt mai multe și cercetați-vă voi pe voi înșine. Și dacă, într-adevăr, facem lucrul acesta, vom vedea că trebuie noi viața noastră de îndreptat și atunci Dumnezeu Duhul Sfânt ne va da puterea să îndreptăm viața noastră, să putem să ajungem frumos la capul de călătorie, altfel vom auzi cuvintele cele dragi noștri, dragi și spuse rogi, plecați până mă cunosc, slăviți-vă!